Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit la această oră, intrăm în casele domniilor voastre cu emisiune Ce se vrea a fi analitică. Astăzi vom încerca să punem accentele pe cele mai stringente aspecte ale vieții social-politice din țară. Invitații ediției de astăzi sunt Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandra Tolocico, manager de proiecte Fundația Soluția. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Doamna Ceban, ultimele evenimente care s-au abătut asupra țării noastre au creat mari probleme, atât pentru autoritățile publice centrale, cât și pentru cele locale. Aici, în mijlocit, mă refer la stihia albă, mă refer la alte probleme care s-au acutizat în această perioadă de timp. Vreau să vă întreb, firesc în viziunea fiecărui concetățean ar fi faptul că s-au accentuat și preocupările autorităților, abilitate față de persoanele aflate în impas. Care este adevărata stare de lucruri? Știți, problema care a avut loc, calamitățile naturale, este o problemă care a fost... N-a putut nimeni să o evite. Dar ceea ce ține de protecția socială în municipiul Chișinău, chiar vreau ca toți cetățenii să știe că aici lasă de dorit la acest capitol. Fiindcă deja, uitați, pe ultima perioadă de timp, practic se lucrează de la caz la caz, indiferent în care direcție este și la care serviciu nu ar fi. Dacă vrem ca să ajungem la concret, în primul rând, în Republica Moldova a fost aprobată o strategie de guvern încă în 2014, pentru anii 2014-2020, privind protecția copiilor. Și vreau să vă spun la acest capitol că până în prezent, în municipiul Chișinău, nu există nicio strategie în acest domeniu. Direcția Protecției Copilului lucrează la așa, în haos, practic, știți? Fiindcă nu au nici plan de activitate care să fie întărit de Consiliul Municipal pe un termen lung, pe un termen mediu. Nu există așa ceva la concret în fiecare an, trimestru, ce trebuie de făcut și ce trebuie de întreprins, ținând cont de situația în care marea majoritate a părinților sunt plecați. Și eu cred că aceste fără de legi vor continua încă mult timp până când șefii de direcție, cum este la Direcția Protecției Copilului, vor fi numiți fără concurs. Vor fi promovați, pur și simplu, de către actualul primar. El este incompetent și numește în funcție exact aceiași conducători neprofesioniști. Aceeași problemă este, să știți, și în Direcția Educației, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, unde, uitați-vă dumneavoastră, tot așteptăm și așteptăm concurs. Și chiar astăzi suntem martori unde a fost o pretor poiat numit în funcție de șef interimar la Direcția de Transport, fiindcă milioanele pur și simplu nu pot fi lăsate așa. Ele, vă dați seama ei cât timp s-au gândit aceste două săptămâni de când este arestat Camrețchi, ce să facă, cum să iasă din încurcătură. Și cel mai dureros este că nu se face nimic. Chiar și statele de personal a Direcției pentru Protecția Copilului, dumneavoastră vă imaginați, lucrează. Eu înțeleg dacă ai fost numită șef de direcție în această direcție, în fruntea unei direcții noi și atât de importantă, urma în primul rând să schimbi regulamentul direcției. Lucrează în baza regulamentului aprobat încă în 2004 și care face trimitere la legea 123, legea administrației publică locală, care nu mai există, e de multă abrogată. Doar toată lumea lucrează pe legea 436, care a suportat atâtea modificări, o perioadă de modificări. Inclusiv și statutul municipiului Chișinău a fost de cum a aprobat așa cum îi convine actualului primar Chirtoacă. Alt problemă este, știți, am cerut astăzi că aceeași problemă există și nu numai în direcții, dar incompetenți și în secția resurse umane a primăriei. Că statele de personal acolo sunt aprobate în baza decizii Consiliului Municipal Chișinău din 2012 și sunt avizate de către fostul secretar general al guvernului Victor Botiu. Vă dați seama? La instituțiile din subordinea Consiliului Municipal a primăriei
au fost avizate, nici coordonate, nici cu Consiliul Municipal, nici cu primarul general și aprobate de directorii lor însuși. Despre ce putem noi vorbi? Despre care management putem vorbi? Despre care lucru organizatoric putem vorbi? Fiindcă deci se încep toate. Șefii de direcție, practic din sectoarele municipiului Chișinău, lucrează de ani de zile, ceva știu, dar dacă în funcție de direcție stă un conducător, cum este Terehovski, neprofesionist, fiți siguri că Direcția Protecției Copilului nu va avea absolut niciun rezultat. Și, practic, lacrimile acestui copil, care o să vorbim mai departe, da, ce se întâmplă în municipiul Chișinău, este o tragedie națională. Doamna Tolocico, spuneam ceva mai devreme la introducerea acestei emisiuni despre stihia albă, despre modul în care trebuia să se comporte administrația publică locală și, pe de altă parte, așteptările oamenilor. Vreau să vă întreb, în condițiile acestea, știu că aveți o colaborare foarte fructuoasă cu persoanele fizice, cărora le-ați întins o mână de ajutor. Haideți să deschidem paranteza pe marginea acestei probleme, să vedem care este starea reală de lucruri. Реальная ситуация состоит в том, что, к счастью, в нашем обществе действительно есть люди с добрым сердцем, с доброй душой. Мы находимся в тесном контакте с гражданским обществом, с различными организациями, экономическими агентами, которые делают добрые дела, они это не всегда, очень редко афишируют, а остаются в тени, но при том они помогают людям, помогают различным многодетным семьям, обществам инвалидов и так далее. Буквально на прошлой неделе у нас была такая стихийная, но очень приятная акция, скажем так. К нам в фонд обратилась женщина с желанием помочь малообеспеченной семье. Она пришла, говорит, что у нее есть два ноутбука, она с удовольствием хочет их подарить тому, кто нуждается. Говорит, в ее окружении нет таких людей, возможно, вы нам кого-нибудь посоветуете. Мы очень оперативно среагировали вместе с ней, поехали в две семьи, одна семья в Кишиневе, другая семья в Тагатино, с этими ноутбуками к деткам, которые были очень рады в век новых технологий, когда, казалось бы, вроде бы уже у каждого есть такая техника, но для этих детей это была большая радость, большой подарок. В первой семье бабушка, которая воспитывает двух внуков-сирот, она от них не отказалась, она их воспитывает. Во второй семье трое детей, трое школьников, которые сами, целый день сами, их мама работает, чтобы прокормить детей. И вот женщина, которая пришла с этим подарком, она все это время, которое находилось с нами, она не могла сдержать слез, потому что это действительно очень трогательная, очень больная тема, больная ситуация, когда для детей это является таким большим праздником, такой подарок. И очень часто такие акции происходят, и, пользуясь случаем, я в лице фонда «Солуция», в лице наших коллег, хотим поблагодарить и экономических агентов, которые с нами работают, и другие организации, фонды, и просто физических лиц, которые протягивают руку помощи тем людям, кто действительно в этой помощи нуждается. И маленькими шагами мы помогаем нашему обществу таким образом и призываем дальше, чтобы люди помогали тем, кто нуждается в этой помощи. Doamna Ceban, am discutat în repetate rânduri, chiar în cadrul acestei emisiuni, despre centrul Vatra. Vreau să vă întreb, care este starea de lucruri la moment? S-a mai redresat situația? Știți, eu, dacă dumneavoastră să vă prezint, am un contract. Vă rog, să-l prezentăm și telespectatorilor. Deci, aceste contracte sunt 5. Perfectate de actuala incompetentă șefă Direcției Protecției Copilului, Rodica Terehovski. Și vă spun de ce. Fiindcă centrul Vatra, uitați cum scrie primarul Iscari, tot nu-l duci capul de nimic, că având drept scop protecția copiilor în situații de risc, vă dați seama? El închide centrul Vatra la 23 decembrie 2016. Și vă dați seama ce, în perioada aceea când erau minus 19, minus 11, minus 20, el a aruncat copiii practic dezbrăcați, disculți, în stradă. Și văzând ce se întâmplă, că practic au fost mulți minori găsiți de organele de poliție chiar decedați,
a luat și decide și emite altă dispoziție și mai incompetentă, tot la nota informativă a lui Terehovski, ca la gimnaziu internat numărul 3, care se află în strada Gheorghe Cașu numărul 10, unde sunt 200 de copii orfani, semi-orfani, din familii social vulnerabile, să plaseze acești copii, fiindcă era situația critică în oraș, să-i plaseze în gimnaziu internat numărul 3, prin dispoziția lui. Eu vreau să vă zic, dumneavoastră, centrul Batra a fost creat prin decizia Consiliului Municipal. El, aceste fără de lege, nu a avut drept să le facă. Ce, gimnaziu internat numărul 3, iată, vă arăt regulamentul, pot să vă prezint regulamentul funcționării acestui gimnaziu, este aprobat de către Ministerul Educației. Aceasta este o instituție rezidențială. Acum și văd unii chiar să văd. Este aici. Iată-le. Aprobat prin ordinul 256 din 2010, regulamentul de funcționare a gimnaziului internat numărul 3. Da? Unde sunt unii învață că aceasta este o instituție rezidențială de învățământ. Și dumnealui și-a permis că, iată, copiii străzii să-i treacă în acest centru. Bravo acestui director Sandler, care practic a încălcat toate legile, fiindcă, știți, eu nu știu cui dumnealui să spune. Regulamentul de funcționare a centrului este aprobat de Ministerul Educației. Statele de personal a acestui gimnaziu internat sunt aprobate de Direcția Educației a sectorului centru, doamna Vârlan, când era. Ordin de supunere ca Sandler să permită acolo deschiderea acestor, plasarea acestor copii, îl face Fleaș, Direcția Educației, Tineret și Sport Generală. Dispoziție de plasare a copiilor în acest centru o face Terehovski. Spuneți-mi dumneavoastră. Asta e instituție de învățământ, absolut, așa este scris în regulament, iată vă citesc, articolul 83, e scris mot-a-mot, ce este, uitați-vă. Cum ar trebui să funcționeze? Iată, aceasta este o instituție rezidențială de învățământ. Lămuriți-mi dumneavoastră, Direcția Protecției Copilului se ocupă cu tot și cu nimic, fiindcă ar vrea numai să facă achiziții prin toate centrele care sunt, noi o să ajungem și la întrebarea asta în Chișinău. Ar vrea numai să plaseze, numai să dispară copiii din țară, fiindcă internatul 2 a fost închis. Nu ne-am pus întrebare, unde sunt cei 800 de copii? Unii sunt copiii cei care au fost cu dizabilități mentale? Fiindcă părinții astăzi merg și splâng, ei copiii ăștia sunt în stradă. Nicăieri nici, absolut niciun internat, nici o școală auxiliară nu este. Și mai mult ca atât, vă dați seama dumneavoastră că când au fost aduși acești copii la ora 2 noaptea de către polițiștii de sector, au fost aduși de la Hotelul Național, copiii drogați, în stare de ebrietate, dezbrăcați, disculți. Și vă dați dumneavoastră seama că acești copii au fost plasați fără să aibă intrare separată, la ce conducerea gimnaziului a făcut interpelare către direcțiile toate și primării ca să, în mod de urgență, să fie ușa aparte, să fie intrarea aparte, să fie instalat. Nici telefon n-au dintr-o unisaf la cele două camere care le-au dat pentru copii și trebuie să alerge în alt bloc. Asta mai mult ca atât. În nota de serviciu, știți, cel mai straniu este și cel mai strigător la cer. Și eu aș ruga că toată lumea de bună credință din municipiul Chișinău, unde vedeți un copil în stradă și mai ales cei care mergeți pe, cum e scris aici, ulița Scorosnaia, unde la acest gimnaziu internat a fost adusă, iată, puteți filma, noi am trimis la toată mass media, pentru copiii aceștia a fost adusă o fetiță, familia nu s-o numesc, din sectorul Ciocana, care tot timpul s-a aflat la hotel și drogată, în stare de ebrietate, clasa 7-a, și ei a început să facă propagandă între elevii din acest gimnaziu internat că ei în fiecare zi câștigă câte 550 de lei prestând servicii sexuale strada Scorosnaia. Iată, uitați-vă ce se scrie, uitați-vă, e cu ștampilă, e cu, aici se semnează conducerea, uitați-vă, și iată, poftim, dacă se vede, aici e scris clar unde copiii toți au alergat la director să spună ce se întâmplă. Eu mă întreb, această fetiță învață și la liceu, nu o să numesc liceu din municipalitate. Spuneți-mi, vă rog, cu ce te ocupi chirtoacă, cu ce te ocupi Fleaș, cu ce ocupă toate direcțiile care trebuie să monitorizeze situația acestor copii în municipiul Chișinău. Fiindcă această fetiță are părinți despre care vorbeți? Această fetiță are părinți. Tatăl, e o familie dezorganizată, tatăl
când bea, când ceva, mama mi s-a transmis că este de ridicătoare la un magazin comercial foarte mare și această fetiță, dumneavoastră, vă închipuiți că o maltratează, o bate pe mama. E acum e acasă, e dată drum. Și am întrebat, chiar am fost la fața locului, la gimnaziu, că am vrut să văd, fiindcă noi am avut interpelări de la copii, de la plângeri, la audiențe. Știți, eu, de exemplu, am rămas foarte frapată. Vă dați seama, copiii aceștia care au aruncat Alianța de Guvernare, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Direcția pentru Protecție Drepturilor Copilului, care au emis legea 140 și la care face Terehovski permanent trimiteri, știți, absolut nu reglementează nimic. Strategia are etapele ei de instituționalizarea copiilor. Și unde îi ducem mai departe? Spuneți-mi, vă rog, acei 800 de copii 600 de la internatul 2, unde au fost dus? Iată, prin Hotelul Național, drogați, la Scorosnaia. Și gândiți-vă că acești copii toți sunt cuiva care mamele ies după hotare și îi plâng. Chiar dacă și aici în Chișinău sunt din așa situații. Eu am avut discuții la internat și cu asistentul social de la Creuleni. Dumneavoastră vă imaginați că acolo a nimerit și copil de la Creuleni, care mama a decedat, copilul a fost adus tot la Hotelul Național și asistent social, eu întreb, unde îl duceți dumneavoastră și îl duc acasă, dar cu ei. Tata lui este o persoană care face, adică întrețează alcool, da? Da. Unde îl duci? El de s-a rost, dispară înapoi. Iată, asta e soarta. Asta e ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și cel mai important este că copiii aceștia au fost duși în acest gimnaziu internat ca fără, vedeți dumneavoastră, adică până astăzi, de-am a cincea lună, la centru Vatra, patru paznici sunt salarizați. Spuneți, în ce păi zăschie acolo? Se putea dat la pază să fie centralizat. Administratoarea salarizată peste 2000 și ceva de lei, în fiecare zi cu ce se ocupă? O verificat-o cineva, numără contoarele sau ce? Administratoarea este la centru rămas. Pe când n-au transferat o unitate prin ordin, prin dispoziția lui Chirtoacă urma aceasta să fie făcut, că să fie atras aici comisia multidisciplinară, pluridisciplinară, intersectorială, absolut nimic nu este făcut. Dumneavoastră mă înțelegeți? Iată, la 31 mai copiii pleacă la tabără acești din internat și am înțeles că deja copiii străzii ori plasat prin instituții medicale, fără poliți, fără nimic, fără... Nu, ceva ieșit din comun. Iată, Chirtoacă, uitați, așa le învârte din incompetența care o are și din șefii de direcții neprofesioniști, că eu stau și mă gândesc, fără să aloce bani suplimentari pentru alimentare și l-am întrebat pe domnul director. Domnul director, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră vă s-a dat bani să alimentați acei 200 de copii. Acei 24 care au trecut prin centru, atunci de unde ați luat? Pârjoala, felul întâi, felul doi, înseamnă că n-ați pus norma care trebuie să fie caloriile cuvenite la o porție la copilul din internat, ori nu? Asta, eu asta, fiindcă meniul în fire, că ai zis, face pe numărul de copii aflați în internat. Și dacă ție nu ți s-o dat aici suplimentar la aceștia copii, tu nici de cum nu poți să-i includi în meniul cel de acolo. Și mai straniu este că nimeni de nimic nu răspunde, știți? Detergenți nu s-o dat, rechizite nu s-o dat, încălțăminte, îmbrăcăminte nu s-o dat și domnule director de la gimnaziu, rupiți capul și ieși din curcătură cu acești copii, fiindcă el e un om cu suflet mare și iată aici ne incompetenți Fleaș, Terehovski, Chirtoacă, aruncă copiii așa, eu aruncat în stradă, acum voi aruncă dumneavoastră, faceți ce vreți cu dânșii, numai să nu-i vei lui la primărie, la audiență. Și când am încercat să verific, stați o clipă, dați-mi vă rog normativele, dați-mi în meniu câți copii. Dar nu, contabilitatea nu este în gimnaziu, dar este la Direcția Educației Centru. Contabilă aceea ce vede? Câți copii, unii copii, cum? Dumneavoastră, vă dați seama, o dezordine totală, absolut nimic, niciun control și eu, asta e părerea mea personală, că ei nici nu știu cum trebuie să ducă evidența acestui, nici nu știu cum trebuie să fie un meniu aprobat, coordonat, norme, dar mă întreb, unii medicina preventivă? Atâta, uitați-vă dumneavoastră ce s-a întâmplat la grădiniță și mai mult de jumătate de an. Voi ați fost, ați controlat copiii ăștia. Vorbim mai departe. Doamna Tolocică, haideți să continuăm gândul enunțat de doamna Ceban și să vedem și cealaltă extremă. Pe de o parte vorbim despre copii care rămân pe străzi și creează o serie de probleme, iar pe de altă parte să vorbim despre persoanele de vârsta a treia care rămân cu nepoții adesea ca să îi întrețină. Cum
vine să susțină Fundația Soluția persoanele aflate în dificultate, persoanele în grija cărora au nepoți sau alți minori și care sunt sursele de existență, pentru că ăsta este acest nod gordian pe care trebuie astăzi să-l soluționăm. Vă rog. То есть, как мы уже рассказывали, фонд «Солуция» оказывает различную помощь, в том числе помощь социальную, и неважно, возрастная категория. То есть мы помогаем всем в силу наших возможностей. И таким образом к нам часто обращаются пожилые люди, которые оказываются один на один со своей проблемой, проблемой выживания, к сожалению, в нашей стране, так как более молодое поколение уезжает на заработки и оставляет деток на своих родителей. И вот эти бабушки остаются с внуками и воспитывают их, должны тоже и одеть, обуть, накормить, скажем так. И так как у нас мизерные пенсии в основном, к сожалению, у наших пенсионеров, у людей третьего возраста, пенсионеры стараются как-то заработать, и они продолжают работу. Вот, например, к нам обратилась одна женщина, которая воспитывает внука, но в силу того, что когда идет школьный период, естественно, ребенок занят, а когда уже каникулы, она с ребенком должна ходить на свое место работы, она вынуждена брать с собой этого внука, потому что одного его оставить нельзя. И она обращалась в соответствующие структуры, чтобы ребенку дали путевку в детский лагерь. Но эти структуры не смогли, а точнее не захотели ей помочь. И она, естественно, обратилась к нам. Мы постарались, мы нашли возможность ей помочь. И отправили ребенка в детский лагерь в Криулянах, чтобы у нее было немножечко время отдохнуть и было время на то, чтобы заработать каких-то денег, потому что ситуации бывают очень разные. К сожалению, люди не всегда могут сами свои проблемы решить, и они обращаются к нам за той или иной помощью, и мы протягиваем эту руку помощи. Доamna Ceban, lucrurile în educație știm cu toții că stau destul de prost. Am tot discutat și acest aspect, chiar la această oră în care este prezentată emisia, știu că se discută și în unele grădinițe problema celor 42 de zile, dacă aș putea o numi așa, care este până la urmă rezultatul la care s-a ajuns, ce urmează să se întâmple, iată acuși vara ne bate la ușă. Știți, problema dumneavoastră, până ajunge la acești 42 de zile, eu vreau să finisez cu gimnaziu internat numărul 3. Spuneți. Știți, eu totuși mă gândesc și aș propune ca să se așeze atât consilierii municipali cât și primarul general, care nu-l duce capul de nimic, la masa de tătative și în acest gimnaziu internat. Dumneavoastră vă imaginați că într-o instituție rezidențială de învățământ, clar, copiii pot fi trimiși numai de către, prin dispoziție Direcție Protecție Copilului. Vă imaginați așa ceva? Având atâtea direcții teritoriale de sector, și mai mult ca atât, dacă chiar și în hotărârea de guvern 270 este scris că autoritate tutelară, atâtea structuri incompetente avem începând de la primarul general, fiindcă el nu înțelege că reprezentantul lui în teritoriu sunt pretorile de sector. Și iată, această structură tutelară locală, în primul rând, trebuie să fie preturile de sector. Preturile împreună cu direcțiile educației și direcțiile protecției copilului trebuie să monitorizeze și în baza cum este scris și în regulament și în ordine și în codul educației. Copiii la centru, la gimnaziu internat trebuie să aibă fișa de trimitere încolo și nu de la protecția copilului, domnilor, la o instituție de învățământ. O șefă de direcție de la protecția copilului, prin ordinul săi, vă indică dumneavoastră, adică indică șefii direcției sectorului centrului, doamnei Vârlan, ce să facă. Fleașă indică ce să facă Terehovski. Eu când am, iată, ordinele sunt la mine. Eu am rămas frapată. Absolut niciun control, nici de direcția juridică a primăriei, nici nu-și dau seama ce scriu, își depășesc atribuțiile de serviciu, și mă întreb cât o să fie aceasta, cât o să durăm așa ceva. Nu poți fi. Știi ce mă întrebați dumneavoastră de 42 de zile? Eu v-aș întreba numai dumneavoastră puțin. Noi am privit ședința în plenul Parlamentului. Da. Eu nu știu dacă dumneavoastră v-a plăcut
comportamentul ministrului educației. Asta e ceva ieșit din comun. Și eu cred că cu acești 42 de zile trebuie să nici nu se mai discute. Grădinițele să activeze cum activează, pe prim plan spună să fie doleanțele părinților, fiindcă aceste grădinițe funcționează datorită că sunt copiii cuiva și nu cum vrea Corina Fusu. Asta e o problemă. A doua problemă, dumneavoastră să nu credeți că numai acel 42 de zile. Da. Astăzi avem în fiecare zi adresări și plângeri și mai multe de la părinți care sunt impuși să semneze că în prag suntem cu bacalaureatul. Și sunt impuși să semneze că ei sunt de acord să fie video camere video. Dumneavoastră să vă imaginați ce se petrece în învățământ, în toate. E extraordinar. E ceva ieșit din comun. Și eu stau și mă gândesc. Bine, eu înțeleg alianța de guvernare, eu înțeleg că vă trebuiesc voturi, dar dați cumva să facem pentru a menține țara, pentru a fi o stabilitate, pentru a menține aceiași tineri. Și iată, ceea ce se întâmplă la gimnaziu internat numărul 3, și ieri a fost emisiune la televizor, un Ministerul Muncii și Protecției Sociale pregătește reducerea studenților în instituțiile profesionale, școli profesionale, gratuit, adică da. Studierea gratuită. Spuneți, în cine pleacă la aceste instituții? Copiii din familii social vulnerabili, copiii din acest gimnaziu internat, unde vor pleca ei? Toți la Scorosnaia? Eu aș vrea ca doamna ministru să-și iei vreo doi copii acasă și să raporteze. Și atunci să facă aceste legi, fiindcă toate legile din ultimul, ceea ce se întâmplă, elaborate și aprobate, sunt împotriva cetățenilor. Absolut nimic nu se face ca noi să trăim mai bine, ca să fie în favoarea acestor cetățeni sau fiecare, știți, banul e pe primul plan. Haideți să discutăm un pic despre tinerii specialiști, despre locurile de muncă, despre faptul dacă copiii au locuri în grădinițe și dacă li se oferă părinților condiții reale pentru ca în același timp să aibă grijă și de copii, dar pe de altă parte să-și câștige și bucata de pâine aici acasă. Еще хотелось бы продолжить вот мысль doamnei Чибан. Сейчас, вот исходя из того, какие к нам приходят обращения от граждан, создается впечатление, что соответствующие структуры, муниципальные, вообще их не существует, такое впечатление в нашем городе, потому что по отчетам, по телевизору, в прессе часто показывают, что создаются различные управления, различные организации социального характера, но на это выделяются средства и для оплаты персонала, который набирается, да? Но при этом качество социальных услуг никоим образом не улучшается, потому что, повторюсь, к нам обращаются люди с, казалось бы, элементарными проблемами, но они сталкиваются с такими препятствиями, что это получается какой-то абсурд. То есть человек не может элементарно ребенка определить в садик по месту, например, проживания. Ну, опять же, мы подключаемся. Случается так, что люди живут в одном районе, а ребенок посещает садик в другом районе почему-то. Но, обратившись к нам, мы уже подключаемся и решаем эту проблему, чтобы ребенок посещал тот садик, который расположен в том районе, где они проживают. Хотя, ну, это выглядит очень странно, но действительно такие проблемы существуют. Я не знаю, чем занимаются эти управления, если к нам приходят с такими вопросами. Doamna Ceban, revenind la copiii aflați în dificultate, vreau să vă întreb, avem în Chișinău și în Republica Moldova centre private, de ce ei nu se preocupă de soarta acestor copii? Iată, ați ridicat o problemă foarte dureroasă, fiindcă chiar am fost la ședința la Direcția Protecției Copilului și am ridicat întrebarea, cum se întâmplă că Direcția Protecției Copilului dă îndreptări și la centrele private? Bine, ele sunt, mă rog, la SFI, da? Dar el nu au autorizație de funcționare. Nu au. Asta e o problemă. A doua, dacă acum atât am avut o perioadă această iarnă atât de grea și calamitățile care sunt, de ce
Chirtoac trebuie strimiat prin dispoziția lui, prin ordinul lui Fleașul Trehovski, la gimnaziu internat numărul 3, unde acești copii sunt afectați de așa copii cu probleme, și nu la centri private. Avem Regina Pace, Scurcobeul, mai avem Avea Copii, Gavroș și multe centri private. De ce nu ați conlucrat cu aceste organizații câte un copil, 2-3, să-i trimiți acolo la întreținerea lor, dacă aici i-ați dat fără bani, fără nimic? Știți? Vreau să vă spun că ceea ce ține de copii, ceea ce ține de tineri, de elevi, de minori, în municipiul Chișinău, actualul primar a creat o situație de conflict extraordinar. A creat-o între copii, între familii, între colective de părinți, împreună cu Direcția Educație, Tineret și Sport, între colective de profesori, fiindcă noi cu dumneavoastră nu vă dați seama ce probleme astăzi sunt la Liceul Cervantes și Școala Auxiliară numărul 6, unde vă dați dumneavoastră seama că prin Liceul Cervantes este o directoare extraordinară de o mare cum scădenie. Am discutat, am fost la fața locului, noi o parte din consilierii socialiști, am fost la fața locului și vreau să vă zic dumneavoastră că niciun colectiv, nici altul nu poartă nicio vină, dar aici este lipsa acelui conducător care se află în fruntea Fleaș, Direcției Educației, acelui primar care absolut nu-l duce capul cum să iasă din curcătură, nu pune de la dispoziție școlii auxiliare. Știți ce au făcut? Părinții din banii lor au reparat acolo birouri care să înveți copiii, 18 clase de la Cervantes la școala la grădinița 38, 100 de copii la școala auxiliară numărul 6, ceilalți copii la Cervantes. Spuneți-mi dumneavoastră, de ce directorii între dânsi trebuie să înțeleagă că trebuie urma clar, iată, suntem la finele anului, să fie e decizia Consiliului aprobată concret, care instituții, cum poate activa, că același director să poată verifica și cadrele didactice și copiii să-i vadă și cu părinții să întâlnească, dar nu să alerge de pe un sector pe altul, de pe o stradă în altă parte. Și cel mai dureros este că calamitățile este naturale. Uitați-vă, la școala auxiliară numărul 6 din 9 februarie, doamna directoare a solicitat asistent medical. Nu este. Știți? Și mai mult ca atât s-au bătut joc de acești copii a părinților, din copiii cu probleme, cu deficiențe mentale, cu alte copii cu probleme, dizabilități severe. Și știți? Ei nu au dormitoare, le-au închis dormitoarele, nu au sală de odihnă, nu au nimic. Iată, șed, chiar am fost la fața locului și am văzut, acolo sunt nevoit părinții să vină, numai să mai steie univa, că dacă ei s-au angajat la serviciu, ei pierd serviciu, ei se les copiii ăștia măcar, dar de la 8 până la 6 nu rezistă nici un copil, fără să nu doarmă, fără să se odihnească, fără ceva, absolut. Să vedeți dumneavoastră firele de telefon. Nu au telefon în această școală. Se întâmplă ceva, dacă nu este lucrător medical, nici asistentă medicală nu este. Și vă dați dumneavoastră să se întâmple, Doamne ferește, ceva cu copiii ăștia, ei nu au nici cu telefon cu ce contacta, măcar ambulanța de urgență, fiindcă serviciul de urgență, fiindcă toate firele de telefon sunt rupte. Și după calamități s-au făcut interpelări, ceea ce au putut cu forțele proprii au adus în ordine. Dar mai departe, așa și. Și vreau să vă spun că este dureros că noi având centre private, având comisia în Ministerul Muncii și Protecției Sociale de adopție a copiilor. Știți, așa e un cerc vicios. Unii dispar copiii, nu se știe. Ce se fac cu copiii, nu se știe, fiindcă iată în fața mea, vă prezint, am de la conducătorul casei de copii, prea fericitul Iosif, da, care are tot copii, orfani, îi ajută din sursele proprii, care cu atâta căldură i-au primit pe acești copii și iată Direcția Municipală a Protecției Copilului, vă dați dumneavoastră, niște mincinoși și niște lași, psihologa, juriștii de acolo, au luat, precum că au adoptat copiii la o familie. Și conducătorul zice, eu n-am să-l numesc cine, fiindcă da, e biserică ortodoxă, da, din Moldova, de bună, da, credință, și nu o să mintă, iată dumnealui se semnează. Și când a aflat că acești copii au dispărut nici nu știu unde, dacă nu le-au convenit în familia care trebuie să fie la adopt sau ori întorși, ei trebuie să fie întorși înapoi la casa copilului acesta, preafericitul Iosif. Și uitați-vă ce scrie acest creștin.
Nu este o traumă faptul că copiii pelerinează din instituție în instituție fără a-și forma ceva stabil în viață. Intervenim cu rugăminte de a reîntoarce copiii în instituții și totodată de a ne relata în scris de ce se procedează în acest mod dacă se acționează interesul copilului. Dumneavoastră, vă dați seama, nimeni nu știe ce se întâmplă și noi am solicitat ca să fie... O decizie a Consiliului privind adopția despre componența nominală a comisiei privind adopția copilului. Lucrurile sunt atât de adânci, dar vede cel de sus toate, știți? Nu poți așa, pe marginea lacrimilor unor copii, care nici nu știe unii trimiți și ce faci cu asta, doar vedeți câte cazuri avem când și tinerile sunt mințite și trimase parcă la muncă undeva, dar până la urmă unde nimeresc aceste fete. Dar asta în Chișinău, în capitala Republicii Moldova se întâmplă. Tinerile care au fost aruncate de chirtoacă în stradă prestează servicii sexuale, vă dați seama, clasa 7-a în strada Scorosnaia, la Hotelul Național mergeți, nu puteți nimeni nici cu poliția. Sunt drogați și absolut pe nimeni. Practic, dacă poliția își mai face meserie, dar Direcția Protecției Copilului, iată, asta e. Dispoziție, deplasare, de achiziții, de altceva, de alimentare, numai nu de ocupația copilului, ceea ce au direct în regulament scris. Și șeful direcției în regulamentul scris trebuie să fie prin concurs, ceea ce n-a făcut chirtoacă. Dar noi știm de unde cresc rădăcinile numirii acestei șefi de direcții. Și iată, desigur că este dureros și a fost trimis tuturor consilierilor din toate fracțiunile, fiindcă la problema actuală, eu cred că nu are apartenență politică, este o problemă dureroasă care urmează împreună cu dumneavoastră și cu toată societatea și cu toate mamele, cu toate familiile, într-adevăr, să ne mobilizăm și să ajutăm și să nu lăsăm în stradă acești copii care cerșesc, care se droghează, care prestează servicii, care la așa o vârstă, vă dați dumneavoastră seama ce se întâmplă. Iată, cu ce s-o Direcția Protecției Copilului din municipiul Chișinău trebuie lichidată. Trebuie să fie comasată cu Direcția Generală Asistență Socială, unii să mai face ceva. Și nu Terehovski, care distruge absolut tot sistemul din protecție socială de când am în Chișinău. Doamna Tolocico, spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre acest fenomen, această stihie ce s-a abătut acum două săptămâni asupra Republicii Moldova, numărul persoanelor care au apelat cu solicitarea de a le acorda o mână de ajutor au fost în creștere? Естественно, всяческие такие явления, как и стихийные бедствия природные, влекут за собой те ситуации, когда люди к нам обращаются за помощью, когда у кого кто-то остался без света, кто-то остался вообще с разрушенным домом или жильем. Люди к нам обращались, и какую-то и социальную помощь мы оказывали, также мы оказывали юридическую помощь в работе с структурами государственными, да, например, ЖЭКами и муниципальными Зеленстрой, Люмтех и так далее. Наши юристы этим занимались, также были мобильные группы, которые помогали, приходили на помощь гражданам, которые не могли сами справиться с упавшими деревьями и прочим. У нас ежедневно, к сожалению, очень много обращений. Это показывает тот уровень жизни, в котором находятся наши граждане. Это очень грустно, но мы стараемся помогать всем, потому что доброта – это самая главная взаимовыручка, которую мы, скажем так, пропагандируем и призываем, опять же, всегда людям, чтобы они... старались быть рядом с теми, кому нужна наша помощь. La ultima întrunire ne vorbeați despre faptul că ați avut un caz destul de interesant, o doamnă în întâietate, trecut de 90 de ani, dacă nu mă înșel memoria, care urma să venea cu o cerință simplă, să fie trimis undeva într-un azil pentru bătrâni. S-a mai rezolvat cauza acesteia? Эта проблема находится на нашем контроле. Мы отправили повторно заявление. Так как пока что от имени премьер-министра нам не пришел ответ, мы отправили в другие структуры и ждем дальше разрешения проблемы, потому что это действительно случай из ряда вон выходящий, когда человеку элементарную вещь не могут, будучи в таком, человек в таком возрасте не может получить такую элементарный вид помощи.
Domnule Ceban, următoarea întrebare unii ar putea zice că este retoric. Eu îndrăznesc să vă adresez. Care sunt interesele celor care sunt abilitate cu misiunea de a face dreptate și de a ajuta acești copii în situație? Până vă răspunde la această întrebare, vreau să completez pe colega mea că ceea ce ține de persoana este doamna Faibișenco din Strășeni, peste 95 de ani. Da, aproximativ 97. Așa. 97 de ani, vă dați seama, veteran de război, veteran a muncii, care are doi copii. Și vă dați seama cu câte obrăznicii comisia din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi răspunde că nu poate fi cazată din pricină că are doi copii care trebuie să o întrețină. Fiica are 64 de ani și are necesită îngrijire de o altă persoană singură. Fiica 68, ficiorul 74. Vă dați seama, ei de 10 de ani sunt Federația Rusă, care nici nu pot veni aici din starea de sănătate și asta e atitudinea Ministerului Muncii față de persoanele în etate care și-au adus aportul la construcția acestei țări. Ceea ce dumneavoastră mă întrebați, care ar fi interesul celor care ascund fără de legile privind copiii, eu vreau să vă arăt dumneavoastră, chiar am avut o adresare de la doi frați minori, tot din municipiul Chișinău, care Direcția Protecției Copilului, peste noapte împreună cu Comisia din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urma să-i adopteze în Statele Unite. Și acești copii, până dimineață, închipuiți prin internet, au început a scrie la noi, la președintele partidului, domnul președinte a țării, au ajuns la avocatul poporului. Uitați, doamna Plămădeală scrie. Dumneavoastră, vă imaginați ce se întâmplă când niște copii minori de acum sunt mai înțelepți și înțeleg că le se lizează și se gândesc unde pot ei să ajungă, fiindcă nimănui nu-i pasă de un copil străin. Și iată, o avem, poftim, și răspunsul avocatului Plămădeală, chiar iată, vreau să vă spun. Iată, doamna Plămădeală, avocatul poporului, Asociația Oficească Apărătorul Copilului, și dumneavoastră îi scrie că copiii, frații, fracile, tcaci s-au adresat cu o plângere prin care solicită să fie să le fie apărate drepturile, fiindcă Direcția Protecției Copilului peste noapte îi adoptă, îi trimite, îi duc, dar aici nu singur, fiindcă adopția definitivă se face în comun cu Comisia din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Spuneți-mi dumneavoastră, o să fie ordine între în această țară, fiindcă eu vreau să vă zic că atât legea 140 urmează să fie, să aibă operări de modificări. Toate legile care au fost ultimii privind pensiile de asigurări sociale, aceiași 156, 290, și vedeți că fracțiunea parlamentară din Parlamentul Republicii Moldova, în comun cu președintele țării, au făcut deja vreo câteva tentative de a modifica aceste legi în favoarea pensionarilor, persoanelor în etate. Dar eu stau și mă gândesc cât timp se va executa indicațiile celor de peste hotare, celor europeni, și cu cât preț se vor mai suferi acești cetățeni ai Republicii Moldova din pricina acestei alianțe de guvernare care elaborează și aprobă așa legi, din pricina acestui primar general incompetent care stă în fruntea primăriei și uitați-vă că chiar e fără de obraz, atâtea arestări și dumnealui în care puterii să vorbească, că o să-și spună adică verdictul instanțele, adică organele abilitate. O rușine al Partidului Liberal nu poate exista mai mare. De mult trebuie să-și dea demisia. Dumneavoastră începe să merge pe stradă, a discuta cu cetățenii cum să apropie. Iată, astăzi chiar aici, lângă primărie, unde se târgu celă. Oamenii zice că, iată, primarul ăsta nu mai pot scuipă, să dea cu picioarele, că le-au luat și cele butici care erau apă, oamenii cu diabet săhărat, nu pot folosi nici apa. Mergeți la piața centrală, mai jos, vis-a-vis de piața centrală, nimeni nu e nicio decizie, nimeni nu emite niciun un document privind vânzarea celor răsadu care mai este de flori, de legume. Da, oamenii ăsta e copiii ca lor de supraviețuire, oamenii iarăși dimineața ridicau între sursa lor de existență. Și îmi spune, doamnă, ce bani, ne fugăresc. Deci chiar trebuie noi să ne implicăm în toate oamenilor. Haideți împreună să facem, sunt preturi, un aparat întreg la primărie, 132 de milioane de lei cheltuie chirtoac ca să-și salarizeze aparatul primăriei. Direcțiile astea care duceți dumneavoastră și încercați să-i găsesc pe cineva la serviciu.
Dumneavoastră încercați să-i văzăți la servici. Ei nici nu sunt la serviciu oamenilor. Ei nici nu ies să vadă ce... Întrebați-o pe Fleaș când au fost la instituții școlare. Întrebați-o pe Terehovski când a ieșit e la acest... Uitați-vă, are 49 de angajați numai la centri care sunt finanțate de la bugetul municipal. Și trebuie să le duc pe capul de gimnaziu internat numărul 3 așa copii cu așa probleme. Fără de legile continue. Dar sperăm că vor fi pus capăt. Haideți să vedem. Atunci când de regulă concetățenii noștri se adresează către fondul Soluția, ei sunt cei care s-au confruntat cu birocrație sau cu lipsa de profesionalism a anumitor funcționari și de aceea apelează, sau uneori, după câte spuneați și dumneavoastră, vin după o consultație juridică? Они обращаются, люди да. обращаются к нам, вот как вы сказали, в комплексе даже от некомпетентности местных властей и, по-моему, в первую очередь от цинизма местных властей, потому что когда приходят пожилые люди, говорят, что им элементарно на хлеб не хватает, это, на это очень тяжело смотреть, и ты хочешь помочь каждому, и мы стараемся это делать, но мизерные пенсии, мизерные пособия вынуждают людей обратиться к нам, потому что, придя в какие-то госструктуры, в примарию, они не могут элементарно даже пробиться на прием к примару или к тому или иному чиновнику, который должен решить эту проблему, но, к сожалению, не решает. И вот это поражает на самом деле, насколько это бесчеловечно относится к уязвимым слоям населения, к многодетным семьям, к сиротам. Вот как я уже рассказывала, бабушка, которая воспитывает двоих деток сама, у них, к сожалению, нет родителей, родители умерли. У нее мизерная пенсия, она получает минимальное пособие на этих двоих внуков. И как они выживают, на самом деле, это сложно представить, исходя из наших цен. Цен на одежду детскую, на медикаменты, на продукты, на все. Как, я на самом деле не понимаю, говорю, как спокойно спят те власти, которые должны защищать свои... свой народ, своих граждан, а просто их уничтожает, такое впечатление. Domnule Ceban, pe final de emisiune vreau să aflu de la dumneavoastră. Atunci când vorbim despre învățământ și sistemul de sănătate, le rămân a fi cele mai vulnerabile. Ne spuneați și cu diferite ocazii despre încălcările din spitale, despre meniul care nu era pus în aplicare. Până la urmă, care este starea de lucruri? S-a mai schimbat ceva la acest capitol? Știu că a existat o demitere. Asta a adus o schimbare a situației? Pentru că lucrurile erau destul de complicate la acea perioadă. Știți, ca să vă răspund la această întrebare, să totalizăm ce se întâmplă în învățământ. Eu deja cu dumneavoastră am vorbit și atât vreau chiar să vă aduc la cunoștință încă. Știți, s-a emis ordin de către Fleaș, directorul care interimar sau la Direcția Generală Educației, se pune în sarcina directorului de la gimnaziu internat numărul 3, domnului Sandler, să execute în tocmai totul absolut conform normativilor incluse în anexa numărul 1 de la acest ordin. Și vreau să vedeți cât e de încărturar, incompetent și neprofesionist. Iată, anexa la ordinul neaprobată, nesemnată de Fleaș, fără ștampila instituției, și asta e document ieșit dintr-o direcție generală pentru executare unui director din altă instituție de învățământ. Dumneavoastră vă imaginați ce este? Și ceea ce privește de instituțiile medicale, Inspecția Financiară își face și mai departe meseria, noi am primit răspuns și desigur ceea ce au fost plângerile de la instituția Spitalul Clinic Municipal numărul 4, absolut cuvânt în cuvânt s-au adeverit. Dumneavoastră vă dați seama să plece medicul șef să-și iei televizoare și să amăgească personalul să semneze după factură ILG din 2016, dar în secție dă din 2008 bolnavii stău și dorm, care bolnavii le-au rămas puțin de
trăit stau pe peliculă și dorm, dar prostiri flaușate, ștergare flaușate, nici nu erau luate la evidența contabilității și duse la dânsul acasă. Vreo 373.000 el încă nu întors spitalului. El a fost demis, colaboratorii care au scris această plângere, telefon mobil din sursele financiare a spitalului de 15.000 de lei, dar asta nu mai multe instituții au fost. Și eu de la acest capitol am vorbit, materiale au fost trimise organelor abilitate, inspecția financiară își face mai departe o revizie frontal, ca global, așa am primit răspuns. Și eu mă întreb, asta nu este, spuneți-mi dumneavoastră, uitați, toată lumea, necătând la acel salariu mizer, angajații, indiferent de care direcție, suntem să nu-și piardă locul de muncă. Dumneavoastră, știți de asta? Că majoritatea. Uitați, așa vorbesc, dar domnule ferește să fie în fața camerei sau domnule ferește să fie cumva la direct. Fiindcă într-atâta sunt terorizați, așa i s-o spus și directorul de la Cate Flash. Ai să faci ce-ți spun eu. Dumneavoastră, vă dați seama un flash? Ați văzut atunci în garaj cu ce se ocupă? Nici nu mai avem cuvinte. Și toți directorii de licee, unii ne întâlnesc, ne întreabă, doamnă, ce bani, el chiar o să rămână director permanent? Oamenii buni, dar concursul nici nu o să anunță. Că acum e alu, după toate aristările, este alu Chirtoacă, e papucii plini. Și să nu credeți că o face pe deșteptul, fiindcă prima persoană care este implicată și prima persoană care a știut de toate aceste fără de legi, e sigur, este primarul general. Ei până nu au avut susținere de la dânsul, nu au făcut aceste fără de legi, fiindcă altfel urmau să fie eliberați, pedepsiți și trași la răspundere conform codului muncii, conform legii 158 a funcționarului public. Nici de cum nu poți activa așa. Uitați-vă, acești fior de hleb până astăzi nu s-au clarificat nimic cu alimentația copiilor, dar dumneavoastră că era competentă. Dar noi avem șef de direcție, uitați la regia transport electric, de mare aproape sub 70 de ani, fără studii superioare și continuă dacă e din Partidul Liberal, fiindcă apartenența politică pe primul plan e la Partidul Liberal. Dar nu au cadre, nu au cadre pregătite și din zi în zi se duc cu nasul. Doamnelor, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile oferite pe marginea acestor probleme stringente. Spuneam și la începutul acestei ediții. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi!